Pacea Domnului? Pacea Domnului Sau pe aceste meleaguri, Begeșeghiștentul? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că din nou putem să fim în casa sa după o săptămână, pentru unii mai aglomerată, pentru unii mai puțin aglomerată. Trebuie să recunosc că este poate una dintre puținele săptămâni în care și pentru mine a fost destul de aglomerată, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot să am parte de această atmosferă a cerului în casa sa. Și dorim ca și în această ocazie Dumnezeu să ne vorbească, pentru că de aceea am venit și ca Dumnezeu să ne vorbească, trebuie să deschidem cuvântul. Asta este cel mai important și asta cred că este primordial pentru noi. Și în această seară, prin harul lui Dumnezeu, o să începem o serie de prelegeri în care să putem vedea de ce noi suntem adventiști de ziua a șaptea. Pentru că, deseori, noi, nu vreau să generalizez, unii dintre noi, unii dintre adventiști, nu știu ce cred. Nu știu de ce sunt adventiști de ziua a șaptea. Și ca un fost ortodox, pot să vă spun că odată ce m-am prins de acest adevăr, de adevărul Scripturii, am rămas uimit de el. Am rămas uimit cât de clar este prezentat adevărul lui Dumnezeu în cuvânt și n-am putut face parte dintr-o nicio altă mișcare decât din această mișcare. Pentru că această mișcare o să studiem și o să analizăm, este deosebită de orice altă mișcare din timpul acesta. Și o să vedem de ce cu lux de amănunt, de amănunte. Dar, înainte vreau să amintesc ceva. Mie mi s-a spus de cineva că de obicei predicile se uită până miercuri. Așa mi s-a spus în zona Reghinului. Dar eu vreau ca măcar aici în Zalău să nu uităm predicile care au fost spuse din acest loc. Și puțin să facem o scurtă recapitulare. Să fie sigur că predicile care au fost rostite n-au fost rostite degeaba. Știți, în momentul în care suntem la școală și biserica este o școală, profesoara când ne scoate la tablă, ea dorește, sau profesorul dorește, să știm ce am învățat. Și la fel și Dumnezeu nu dorește să fim niște ascultători uituci, ci dorește să vadă că am înțeles și practicăm. Și acum două sabate eu am vorbit despre ce anume? Rugăciune și predica de la 11? Post și rugăciune. Mulțumesc tare mult. Două lucruri foarte importante pentru noi. Și am spus în acele ocazii, ca un rezumat, că noi nu putem să mergem să facem lucrare misionară fără post și rugăciune. Nu putem face acest lucru, pentru că Dumnezeu ne cere să ne smerim înaintea Lui și să înțelegem planul Său. Dar acum, noi ca să facem aceste lucruri, post și rugăciune, noi trebuie să înțelegem de ce le facem. Noi nu putem să ne rugăm, am învățat noi, oricum. Noi trebuie să cerem voia lui Dumnezeu în viața noastră. Dar pentru ce să mă rog dacă eu nu știu ce cred? Și vreau să vă dau un exemplu. În momentul în care am dat de Biblie, credeam că oricine vorbește despre Dumnezeu, ăla e omul lui Dumnezeu. Oricine. Intram pe TikTok, pe o aplicație a tinerilor astăzi, și acolo apăreau numai videoclipuri despre Dumnezeu, pentru că asta urmăream, asta voiam să urmăresc. Și când zicea ceva de Dumnezeu, ăsta e omul lui Dumnezeu. Când spunea altcineva ceva de Dumnezeu, ăsta e omul lui Dumnezeu. Și orice făceam și orice urmăream și era cuvântul lui Dumnezeu acolo sau era amintit Dumnezeu, credeam că asta e o solie din partea lui Dumnezeu. Ei bine, ușor, ușor, Dumnezeu a trebuit să mă modeleze și să-mi arate că nu orice se numește o lucrare din partea lui Dumnezeu este de fapt din partea lui Dumnezeu. Pentru că noi deseori putem să-i luăm numele, să luăm o așa zisă lucrare a lui Dumnezeu și să nu fie lucrarea lui Dumnezeu. Chiar când am fost în Biserica Pentecostală, când am ajuns să lucrez și în Biserica Pentecostală și o să vă obișnuiți cu niște experiențe de acolo, spuse de aici, când am fost acolo, în biserică, deseori se spune, așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul tinere, așa vorbește Domnul bărbatule, așa vorbește Domnul omule. Și acum am stat și am analizat puțin să vedem, oare așa vorbește Domnul sau așa vorbește omul? Pentru că eu am văzut în cuvântul lui Dumnezeu că toți oamenii au vorbit mânați de Duhul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem 2 Petru. 2 Petru și să facem o scurtă introducere
la întrebarea sau la răspunsul pe care dorim să-l dăm în aceste ocazii. 2 Petru, capitolul 1, mă scuzați, 2 Petru, capitolul 1, și vom citi de la versetul 19. Știm acest pasaj, însă este foarte important să-l redeschidem și să îl citim împreună ca să ne-l reamintim mai ușor. 2 Petru, capitolul 1, și citim de la versetul 19. Uitați ce spune aici Sfânta Scriptură. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și acum, foarte atenți, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. De ce? Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de cine? De Duhul Sfânt. Deci toți oamenii care au fost inspirați în scrierea Sfintelor Scripturi au mers în același duh, în aceeași cunoștință, în aceeași privință în toate lucrurile, pentru că ei se lăsau într-adevăr conduși de același duh. Însă de fiecare dată, un profet trebuia să se completeze cu alt profet, cu cel care era dinaintea lui. Și într-adevăr, Dumnezeu mai întâi i-a redat adevărul lui Adam. Și gândiți-vă, la început, omul avea o așa capacitate a minții încât nu uita cum se întâmplă astăzi, atât de ușor. Și dimpotrivă, omul a ajuns bolnav, ne spune Biblia în Geneza 48, de la versetul 1, și spiritul profetic în dietă și hrană, că Iacov a fost primul om bolnav din Sfânta Scriptură. Primul om bolnav din Sfânta Scriptură a fost Iacov. Ei bine, doar imaginați-vă și gândiți-vă cum 2000 de ani oamenii mâncau, beau, trăiau în destrăbălare, trăiau în poftele lor și ei nu se îmbolnăveau. Doar gândiți-vă la lucrul acesta. Cum libertatea la a păcătui era în mijlocul lor atât de abundentă și nu se îmbolnăvea, atât de perfect conceput era făcut omul. Ei bine, odată cu degradarea omului, Dumnezeu a trebuit să lase ceva scris, pentru că a știut că noi o să uităm. A știut că mintea umană va degenera. Și datorită acestui lucru, noi avem cuvântul lui Dumnezeu astăzi, prin care trebuie să ne vorbească la fiecare dintre noi. Și cuvântul lui Dumnezeu este atât de important, încât Biblia îl susține ca o lumină. Profeții lui Dumnezeu îl susțin ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Noi știm că această lume este învăluită în întuneric. Haideți să vedem de ce. Mergem în 1 Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, 1 Ioan, capitolul 5, și citim de la versetul 18. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18, mergem încet, pas cu pas, pentru că dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Cu alte cuvinte, toată lumea zace în întuneric. În întuneric. Și acum noi avem o pricepere sau o înțelegere pe care trebuie să o dobândim. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în cine? În Iisus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Fiul lui, Iisus Hristos. El este Dumnezeul adevărat și El ne dă pricepere și cunoaștere în înțelegerea planului Său. Și atunci, în momentul acesta, eu trebuie să am grijă când cineva va veni și îmi va spune: așa vorbește Domnul. Noi suntem biserica adevărată că noi avem darurile spirituale. Noi. Noi credem în manifestarea Duhului Sfânt, noi vorbim în limbi, noi prorocim, noi vindecăm. Ba mai mult, am rămas șocat când cineva
de altă confesiune, i-am pus o întrebare. Dar de ce nu mai sunt vindecări astăzi cu umbra? Dacă tot se susține astăzi că sunt vindecările din fapte 2 prezente și în anumite biserici. De ce nu se vindecă cu umbra? De ce nu se vindecă cu mâna? De ce sunt vindecări astăzi atât de false în mijlocul acestor biserici? Și, pre surprinderea mea, am auzit următorul lucru. Că la ei în biserică au fost înviați chiar și morți. Și am rămas total surprins de o așa amăgire pe care o au unii oameni, crezând că ei merg după Scriptura. De ce? Că așa îmi vorbește Domnul. Așa îmi spune Domnul. Că Domnul mi-a spus că așa trebuie să faceți. Și datorită acestui fapt, a rămas foarte tulburat. Și m-am pus să studiez. Am zis, eu nu pot să merg la oameni să-L prezint pe Hristos dacă eu nu știu ce cred. Dacă eu nu știu ce prezint. Dacă eu nu știu în cine cred. Că toate cultele creștine, toate denominațiunile creștine spun, noi credem în Isus. Noi l-avem pe Isus. Noi suntem cu Isus. Și toate încearcă să pară că tu nu l-ai pe Isus. Noi l-avem pe Isus. Tu nu l-ai pe Isus. Și atunci a trebuit să văd, dar care e Isus? Care e Isus? Pentru că în Biblie și pe timpul Apostolului Pavel mai era un Isus predicat. Mergem în 2 Corinteni. În 2 Corinteni, în această seară, vreau să fac o temelie puțin mai solidă pentru ceea ce voi prezenta în următoarele ocazii, dar care ne va ajuta foarte mult să știm că noi dacă nu studiem, nu începem să aprofundăm anumite lucruri, noi nu vom putea să fim stabili în ceea ce credem. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 2. Citim mai întâi de la versetul 2, din nou repet, ca să ne urmărească cu toți, 2 Corinteni 11, versetul 2. Că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă împățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Adică o biserică curată. O biserică în care gândurile oamenilor din ea sunt îndreptate numai și numai către curăția care este în Hristos. Dar Apostolul Pavel a avut o teamă. Dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de... Wow! Incredibil ce prezintă aici Sfânta Scriptură. Deci Biblia vine și ne spune, prin Pavel, că la fel cum Eva, care trăia într-o perfecțiune, am putea spune, foarte desăvârșită, într-o perfecțiune desăvârșită, totuși, gândurile ei, chiar dacă a trăit într-o perfecțiune desăvârșită, fiindcă n-a ascultat de Dumnezeu, a ales ca gândurile ei, intențiile ei, să ajungă într-un mod în care Dumnezeu nu a intenționat niciodată. Și vedem cum ea, dacă nu a ascultat, Spiritul Profetic ne ajută, nu a stat inclusiv lângă bărbatul ei și nu au ascultat împreună de cuvântul lui Dumnezeu care era pentru ei, vedem ce rău a adus asta omenirii. Și vedem de ce astăzi avem nevoie de Evanghelie. Și datorită acestui lucru, Pavel avertiza, cum s-a întâmplat cu Eva, mă tem să nu se întâmple și cu voi, pentru că puteți auzi adevărul de la amvon. Vi se poate prezenta cuvântul lui Dumnezeu în cel mai ușor mod posibil și să-l înțelegem toți. Dar să vină un gând, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Nu trebuie să biruim păcatul așa, cum ne spune Sfânta Scriptură, într-un mod desăvârșit. Și o să studiem acest lucru cu lux de amănunte. Ispășirea despre care am învățat de atâta timp ca biserică s-a finalizat la cruce. Ea nu continuă după cruce. Și alte subiecte de genul acesta. Și datorită acestor lucruri, nu putem să stăm doar să luăm o mâncare de la amvon, să spunem, uai, ce bine că în biserică se predică lucruri bune, că în biserică este prezentat adevărul, dar noi trăim cum vrem, ne gândim la ce vrem, analizăm alte lucruri, alte gânduri și astfel să putem să fim chiar noi însuși despărțiți de Hristos sau să ajungem să avem alt Hristos. Versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îi îngăduiți de bine, fraților? Cum îi îngăduiți de bine? Și fiți atenți! Iisus, care El a făgăduit în Biblie, nu mai deschid datorită timpului, Duhul Sfânt peste cei ce cred.
Și astfel putea să fie vestită Evanghelia. Iisus, lucrarea Duhului Sfânt de la cinzecime, vestirea Evangheliei după aceea. Ei bine, aceeași metodă folosește și satana. Dacă noi nu vom lua aminte la adevărata Evanghelie, ușor, ușor ajungem să avem alt Iisus, să avem alt Duh, o altă Evanghelie. Exact același lucru. Nici o diferență. Pentru că satana va contraface de fiecare dată lucrarea lui Hristos. Și atunci, noi ca și copiii săi, nu putem să stăm indiferenți, am spus și eu voi mai spune, față de adevărul care i s-a încredințat acestei biserici. De ce? Fiindcă data trecută, fratele Andrei a prezentat cartea Maleahi. Și în ultima prezentare, el a prezentat lucrarea lui Ioan Botezătorul, care, din păcate, este adesea respinsă și astăzi. Însă, Ioan Botezătorul predica Evanghelia într-un mod practic, într-un mod în care oamenii să înțeleagă și într-un mod în care oamenii să fie salvați. Haideți să deschidem în Luca, să aflăm acest lucru, pentru că în fiecare viac, oamenii lui Dumnezeu au avut o solie, însă de fiecare dată, dacă oamenii nu stăteau și nu încercau să vadă care este această solie, puteau să fie înșelați. Haideți să deschidem în Luca, capitolul 3. Luca, capitolul 3. Și vom citi mai întâi versetul 3. Luca, capitolul 3, citim de la versetul 3. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Fiți atenți versetul 4, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Și știm foarte bine această profeție din Isaia. Ei bine, lucrarea lui Ioan Botezătorul se baza pe timpul prezent, pe profeția pentru timpul său. Profeția împlinită în persoana sa. Și astfel, versetul 18 ne spune, astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Deci Ioan Botezătorul predica Evanghelia, dădea îndemnuri, dorea să-i ducă pe oameni la înțelesul corect al timpului în care ei trăiau. Și acum am învățat noi data trecută cum a fost primit Ioan Botezătorul, bine sau rău? A fost primit clar rău. Rău de cine? De păgâni sau de poporul său? Poporul lui Dumnezeu. De poporul lui Dumnezeu. O, dragii mei, mă gândesc astăzi cum este. Astăzi cum este. Pentru că deseori aceste adevăruri care ne duc la o viață mai sfântă, la o viață mai consacrată pentru Dumnezeu, nu plac poporului lui Dumnezeu. Nu plac. Pentru că în momentul în care tu dorești să spui, uite, noi avem o viață în care trebuie să ajungem la fel cum a ajuns și Isus. Trebuie să suferim la fel cum a suferit Isus. Trebuie să ajungem să ne asemănăm în toate lucrurile ca și Isus. Spui, dar tu te crezi Isus? Dar tu te crezi Isus? Mie mi s-a spus, ce blasfemie poți să spui tu acolo? Păi dar Isus n-a avut o natură ca noi. Isus a avut o natură creată, o natură specială, o natură care nu s-a asemănat în toate lucrurile ca și noi. Și astfel, dragii mei, am prezentat câteva lucruri printre acăt, cum Evanghelia lui Hristos poate fi distorsionată. Dar noi acum vrem să vedem ce înseamnă să fii un adevărat adventist de ziua șaptea și ce înseamnă să ai o adevărată Evanghelie la nivelul personal al fiecăruia dintre noi. Pentru că v-am spus, în timpul lui Ioan avea o Evanghelie, o avea cea bună, dar nu era iubită. Iisus, la fel, avea o Evanghelie, era cea bună, nu ne îndoim de acest lucru, din nou nu era primită. Astăzi, un adventist de ziua șaptea nu va fi primit bine nici de către cei care nu au primit solia din timpul mileriților, dar nici de poporul lui Dumnezeu deseori. Și vrem să aflăm astăzi, în acest moment, cum s-a întemeiat mișcarea adventă. Și în decursul anilor 1800, după anul 1800, un fermier care la început a fost destul de sărac, William Miller, totuși a fost destul de cinstit. Da? Pentru cine a studiat puțin tragedia fiacurilor și a studiat puțin viața sa, acest fermier era foarte cinstit și el la început avea probleme cu credința.
pentru că au venit niște persoane la el și puțin l-au tulburat. Și până la o anumită vreme, până să-l găsească pe Iisus, el nu știa exact încă ce să creadă. Și în anul 1800 și ceva, el îl descoperă pe Mântuitorul iubit, pe Iisus Hristos. Și din acel an, el dorește să studieze Sfânta Scriptură. Dar, deja, am studiat noi într-o ocazie că Daniel ne spune că cunoștința va crește. Ei bine, din 1798, cunoștința a început să crească. De ce? De ce credem noi, ca și popor, că și din 1798 a început o lumină să crească și de ce credem că Dumnezeu a trebuit să mai reverse lumină peste poporul său? Știți? Astăzi suntem foarte mult acuzați că noi avem un profet fals. Că Ellen G. White este un profet care este servul diavolului. Și asta o spun majoritatea cultelor protestante. Că a fost o profeteasă mincinoasă, că a fost o femeie care n-a fost inspirată de Dumnezeu și a scris numai minciuni. Dar deseori când voiam să întreb, dar spuneți-mi și mie o minciună. Ca să știu, să văd și eu ce minciună este, să cercetez și eu ceva. Păi, nu îmi spuneau nimic. Niciodată, de fiecare dată, nu mi-a spus nimeni nimic. Absolut nimeni nimic. De ce? Pentru că este foarte ușor să-i urăști pe profeții lui Dumnezeu și să nu cercetezi cu adevărat ce a scris această femeie și este mult mai greu să-ți pui inima să înțelegi ce a vrut să spună această femeie. A fost inspirată de Dumnezeu sau nu a fost inspirată de Dumnezeu? Și acum vreau să dau un exemplu. Chiar în 1844, Joseph Smith, întemeietorul mișcării mormone, moare. Ei bine, el este foarte ușor să-l testezi. El a spus că un înger l-a ajutat să scrie cartea lui Mormon. Și în acea carte, el spune că toți vom ajunge Dumnezei. Ce ne învață Biblia? Există un singur Dumnezeu. El a învățat că putem să practicăm poligamia, adică să avem mai multe soții. Biblia ce ne spune? Să fie bărbatul unei singure neveste. Este foarte simplu. După Biblie, poți cerceta un profet să vezi dacă iese de la Dumnezeu sau nu iese de la Dumnezeu. Este foarte simplu. Dar în dreptul lui Ellen White, deseori când m-am uitat la videoclipuri, s-au scos din context anumite pasaje, anumite lucrări din ale ei și au vrut să se dea cu noroi în ea, pentru că știu și aceste persoane, cel puțin în conștiința lor, nu mă refer la cei sinceri care sunt neștiutori și fac asta fără să înțeleagă clar lucrarea ei, care au fost poate luați de val, ci mă refer la acele persoane care datorită câștigului, datorită banilor, datorită intereselor financiare care le intră poate duminică de duminică în buzunare, doresc să oprească o lucrare de la Dumnezeu și să zică, nu, e un profet fals, e un profet de care nu trebuie să ascultați. Pentru că, dragii mei și dragi ascultători, să știți că un om al lui Dumnezeu, de fiecare dată când prezintă un cuvânt din Scriptură, niciodată nu-i va fi frică să fie cercetat. Niciodată. Pentru că Dumnezeu când zice ceva, Biblia se susține pe ea însăși. Se găsește în fiecare pasaj al Sfintelor Scripturi. Și datorită acestui lucru, noi putem să fim mult încredințați. Dar nu Ellen White a început mișcarea adventă. Trebuie să știm acest lucru. Nu Ellen White, ci William Miller, care, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a studiat intens Sfânta Scriptură, a mai învățat noi și a ajuns la o concluzie că Iisus trebuie să vină prima dată în 1800... Prima dată, 1843, pentru că ei nu au calculat anul zero. Ei bine, ca să nu mai deschid, pentru că am avut un studiu special pentru asta și pentru cine vrea să citească, este la capitolul 17, 18, 19, Tragedia Veacurilor, cine vrea să aprofundeze, William Miller se baza foarte mult pe textele din Daniel 8 cu 14 și Daniel capitolul 9, care să-i confirme profeția celor 2300 de seri și dimineți și începutul ei. Ei bine, în 1843 are loc o primă dezamăgire în această mișcare. Și atunci ei s-au gândit ce este greșit, pentru că profeția este atât de exactă încât nu ar fi putut să fie ceva rău în ea. Însă, cineva a spus, stai, ai ratat un an, anul zero, care nu a fost luat în calcul și s-a ajuns astfel în 1844. În 1844, la 22 octombrie, conform calendarului ebraic,
Oamenii îl așteptau cu toată inima pe Iisus Hristos. Dragii mei, acest lucru a fost foarte intens. Noi vorbim deseori atât de superficial despre acest lucru încât nu realizăm că tu îi spui unui om că vine Iisus mâine, aduci și 50.000 de oameni și după ce vin 50.000 de oameni nu vine nimeni. Nu vine Iisus. Nu vine Iisus. Gândiți-vă ce întristare poate să fie în inima acelor persoane. Ce întristare a fost. Și în același timp să aibă asigurarea că calculul lor a fost corect. Calculul lor a fost cel pe care Dumnezeu l-a vrut. Și atunci se gândeau, ce am greșit? Cum am greșit? Ce s-a întâmplat? Pentru că asta este acuza oamenilor în momentul în care venim în contact cu ei. Ellen White este un profet fals, William Miller este un fals, pentru că uite ce a prezentat. A prezentat că vine Iisus și n-a venit. Cu ce sunteți voi diferiți de martorii lui Iehova? Cu ce sunteți voi diferiți față de celelalte culte? Că toate cultele au spus că vine Iisus. În 1844 a spus voi, în 1914 a spus martorii lui Iehova. Adică cu ce sunteți voi diferiți? Și desigur când vine această întrebare, se și exagerează puțin. Pentru că se intră în anumite amănunte pe care nici nu sunt uneori adevărate. De exemplu, a spus cineva că Ellen White, după 1844, a mai dat date în care Iisus trebuia să revină. Dragii mei, Ellen White nu a mai dat date după 1844. După 1844, Biserica Adventistă nu mai trebuie să dea nici un fel de dată clară și să spunem că în 2030 va veni Iisus. În niciun caz noi nu trebuie să facem acest lucru. Nu este scopul și lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Deși sunt oameni care fac acest lucru. Dar Ellen White a susținut și a spus tare, acest lucru nu trebuie să se întâmple. Încă un lucru prin care ne acuză oamenii este că în Daniel 8 și în Daniel 9, acolo nu se referă de fapt la 2300 de seri și dimineți, așa literale cum credem noi, sau 2300 de ani, ci sunt 1150, spun ei. De unde m-am mirat și eu? Ei spun că trebuie să împărțim la doi, ca să ajungem la 3 ani și jumătate, 3 ani și 2 luni, 3 ani, 2 luni și 10 zile, spun ei, ca să calculăm această perioadă în timpul lui Antioch Epifanul, care a trăit înainte de Hristos și care a adus jertfe, porci, în templul lui Dumnezeu, spun ei. Și vreau doar să vă gândiți la un anumit lucru. Ei spun că datorită acestui fapt, serile și diminețile nu încep de seara și se termină cealaltă seară. Ei spun că încep de la amiază, încep de la amiază și se termină dimineața, spun ei. E un lucru foarte, foarte ciudat cum interpretează ei. Și spun că astfel noi trebuie să ajungem la 1150. Știu, este greu de reținut acest lucru, este greu de reținut acest fapt, însă și pentru mine este greu. Pentru că mă mir, de fapt ar trebui să nu ne mirăm, dar te mir cum oamenii adoptă o astfel de interpretare, pe când interpretarea pe care Dumnezeu a lăsat-o și o spune este lăsată la o parte, cu cele 2300 de seri și dimineți. Și astfel vedem cum într-o perioadă în care mii de învățături zburau, Dumnezeu trebuia să-și formeze un popor. Un popor care să rămână stabil. Un popor în care Dumnezeu poate să-și reverse învățăturile sale prin care să fie pregătiți niște oameni pentru a doua revenire. De aceea este important ceea ce învățăm. De aceea este important ceea ce predicăm. De aceea, de acum, nu mai putem să dormim în scaunele noastre. Nu mai putem. Sau dimineață cu ochii închiși să încercăm să citim ceva. Nu. Pentru că, dragii mei, noi ca și adventiști, nu suntem orice fel de popor. Pentru că Dumnezeu a încredințat o lumină atât de mare acestui popor, încât deseori este atât de uitată și lăsată la o parte, că nu trebuie să întreb de sanctuar pe un tânăr din biserică. Trebuie să-l întreb doar dacă știe cum să argumenteze sabatul. Și mulți dintre tinerii noștri nu știu să ne argumenteze sabatul. De ce trebuie să ținem sabatul? De ce trebuie să nu mănânc porc? De ce trebuie să nu mănânc, poate, anumite lucruri astăzi? De ce? Unde scrie? Și atâta indiferență, nepăsare este în poporul lui Dumnezeu de adevărul curat sfânt. Și dacă mergeți în anumite zone unde sunt, poate, mai mulți adventiști, inclusiv prin județul Hunedoara, puteți găsi tot felul de credințe în care foarte mulți adventiști s-au mutat la munte acolo și acolo tot felul de credințe. Ce doriți voi? Ce doriți voi? Cu 2520, cu tot felul de lucruri. Și nu se mai știe care este adevărul lui Dumnezeu curat și simplu.
adevărul lui Dumnezeu care a fost lăsat într-un mod atât de special pentru noi. De ce? Că nu se mai studiază. Ni se prezintă altceva, programele noastre sunt hi-hi-hi-hi, ha-ha-ha uneori și căutăm mereu distracție. Se mai aduci pe tineri să fie atenți 40 de minute când nici adulții nu sunt în stare să stea măcar 40-50 de minute să asculte, ci să adormim. Dragii mei, sunt lucruri dureroase, dureroase unde am ajuns. În momentul în care citesc despre viața lui William Miller, acest fermier care a lăsat totul pentru Dumnezeu, îmi dau seama cât de departe este viața mea de experiența lor, de experiența pionierilor noștri. Cum studiau ei, cum aprofundau ei, cum se rugau ei, ce făceau ei ca să înțeleagă Sfânta Scriptură. Atât, într-un mod atât de minunat. Și tocmai asta încerc ca să realizăm și noi în aceste ocazii. Ca să știm ceea ce credem. Și acum, spre final, vreau să analizez două lucruri importante prin care să încheiem aceste amănunte de introducere din subiectul nostru. Ei bine, în momentul în care a venit marea dezamăgire, pionierii noștri, în special William Miller, se baza nu doar pe Daniel 8:14, se mai baza pe un text. Știți oare care este acela? Pe ce text se mai baza William Miller când predica a doua venire a Domnului Hristos? Cu curaj. Nu? Încă un text, vă dau un indiciu din Matei. Din Matei. Este, da, în Daniel 8:14, curățirea sanctuarului, însă el îl lega cu încă unul. De aceea va fi foarte important ce studiem acum. Și ca să poate vă mai gândiți, toate aceste adevăruri, curățirea sanctuarului și ce vom studia în continuare, cu biruința asupra păcatului, ispășirea nefinalizată la cruce, toate se leagă de aceste două versete, de aceste două pasaje din Scriptură. Hai să deschidem în Matei. Deschidem în Matei capitolul 25. Matei, capitolul 25, și vom citi de la versetul 5. Matei 25, vom începe să citim de la versetul 5. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Ei bine, textul acesta era privit de William Miller ca un text care arăta exacta revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Că în 1844, 22 octombrie, el trebuie să vină. El trebuie să vină. Și prima dată când a adus acest text, în 1843, și nu a venit, el a spus, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Trebuia să vină? Nu s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pentru că dacă calculăm 1844, acest text nu mai putem lua ca reper. Și atunci s-a mers în Habacuc. Haideți să deschidem în Habacuc, să știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci și să știm foarte bine cum putem explica aceste lucruri. Mergem în Habacuc, capitolul 2, și vom citi de la versetul 3. Habacuc, capitolul 2, citim de la versetul 3, este pagina 902 în traducerea Cornilescu. Habacuc, capitolul 2, începând de la versetul 3. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Și acum fiți atenți, dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Și pe baza acestui text din Habacuc au spus, hopa, dacă va zăbovi, totuși se va împlini. Și ei, prin această făgăduință, au spus, n-a venit în 1843, dar sigur acum vine în 1844. Și datorită acestor două texte, ei aveau o credință întărită că Iisus sigur va reveni. Nimic nu le mai putea muta credința. Însă se întâmplă și marea dezamăgire. Și dacă se întâmplă marea dezamăgire, trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Adică ce înseamnă Daniel 8:14 și ce înseamnă Matei 25:6. Pentru că dacă nu a venit Iisus, noi trebuie să vedem cum le interpretăm. Și
În momentul acela, William Miller n-a mai vrut să se implice în acest lucru. A spus că pentru el este de ajuns și el n-a mers mai departe, deși a fost un sol al lui Dumnezeu. Gândiți-vă, acea mare dezamăgire, nu, prin acea mare dezamăgire, el n-a mai vrut să se implice. Însă, alte persoane, în timpul acela, prin ajutorul viziunilor date de Dumnezeu, oamenilor, au putut să înțeleagă la ce se referă de fapt Biblia când spune: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și vreau să vă citesc ceva, să nu fie cuvintele mele. Vreau să vă citesc la ce se referă de fapt acest iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Citim din Ellen G. White, pentru că noi credem că ea a fost inspirată și noi credem că ea ne poate ajuta să înțelegem corect Scriptura. Eu mă pot uita foarte cu deamănântul la anumite pasaje din Sfânta Scriptură, dar dacă nu înțeleg așa cum vrea Dumnezeu, atunci deja este o problemă. Și acum vreau să fiți atenți la anumite lucruri pe care ea le spunea despre acest eveniment, cum a fost crezut și cum trebuie crezut pentru noi să știm de ce nu suntem o mișcare bazată pe o minciună, ci suntem o mișcare bazată pe un adevăr imens. Matei, de fapt, citesc din Tragedia Veacurilor aici, care spune următorul lucru. Vestirea, iată mirele vine, din vara anului 1844, a făcut ca mii de oameni să aștepte venirea imediată a Domnului. Asta spune Ellen White. La timpul cuvenit, mirele a venit. Fiți atenți, a venit mirele, dar nu pe pământ. Ceea ce se leagă cu Daniel 8 cu 14. Foarte important. Cum așteptau oamenii, ci la cel îmbătrânit de zile în ceruri. La nuntă să-și primească împărăția. Deci în momentul în care Iisus a venit, el ce a făcut de fapt era să treacă din Sfânta în Sfânta Sfintelor, am învățat noi, și să-și primească împărăția. În Biblie, nunta este asemănată și dintre o unire a noastră cu Dumnezeu. Da? Pentru că femeia este o biserică și te-am logodit cu mine, spune Osea. Însă, într-un sens special, nunta la care se face referire în Matei 25 și Matei 22 nu se referă la unirea noastră dintre noi și Hristos, ci se referă la Hristos și împărăția sa. Foarte atenți și trebuie să fim cu luarea minte la acest detaliu. De ce? Haideți să deschidem și Matei 22 să înțelegem ce a vrut să spune Ellen White aici. Matei 22 și vom citi de la versetul 2. Matei 22 de la versetul 2. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junci și vitele mele, cele mai îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui, altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit, împăratul s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucegașii aceia și le-a ars cetatea. Și atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Stop! Pentru cine este pregătită nunta? Pentru cei care doresc să vină la nuntă, adică să participe la nuntă. Nu să facă nunta, foarte important, nu să fie ei mireasa. Pentru că împăratul are un fiu și ei trebuie să participe la nuntă. Ca să fiu mai clar, haideți să deschidem și Apocalipsa, ca totul să întărim cu mărturia cel puțin 2 sau 3 martori. Apocalipsa, vom deschide Apocalipsa, Apocalipsa 21 de la versetul
9. Apocalipsa 21, versetul 9. În acest context, trebuie să înțelegem că mireasa mielului nu suntem noi, ci împărăția. Apocalipsa 21, citim versetul 9. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat ce? Cetatea Sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Deci mireasa este, în această profeție specială, este împărăția. Este împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos, din 1844, a mers să-și primească împărăția. Este foarte important că noi, dacă vom crede altfel, tot subiectul sanctuarului s-a dus. Pentru că altfel, de ce să primească Iisus o împărăție și de ce să intre din Sfânta Sfânta Sfintelor dacă noi oricum vom ajunge la desăvârșire că Iisus dintr-o dată, într-o clipă, într-o clipită, ne va face sfinți și desăvârșiți? Nu. Nu, nu, nu. În niciun caz această doctrină nu este doctrina Bibliei. Sau, dacă nu credem acest lucru, vom ajunge să credem și noi că ispășirea pe care Dumnezeu a făcut-o la cruce este finală și că nu mai avem nevoie ca păcatele noastre să fie depărtate de pe cruce, ci crede în Iisus Hristos, vei fi mântuit tu și casa ta, dar nu contează cum crezi în Hristos. Important este că ai crezut în Hristos, că te-ai încrezut în El. Credeți-mă, mă doare atât de mult când văd că acele cuvinte sunt luate într-un mod superficial. Crede în Hristos, dar ce înseamnă să crede în Hristos? Știți cum credea Apostolul Pavel în Hristos? Că tot pe Apostolul Pavel îl citim. Hai să mergem în Faptele Apostolilor, ca să vedem cum credea Pavel în Hristos. Credea oricum, crede în Hristos și trăiești cum vrei, crede în Hristos și crezi ce vrei? Nu. Fapte, capitolul 20. În momentul în care el a avut o întâlnire cu prezbiteri, conducători, el a învățat ceva foarte important. Fapte 20 și vom citi de la versetul 27. Fapte 20, versetul 27, citim în următoarea clipă. Uitați ce ne spune Sfânta Scriptură aici. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Nu m-am ferit. Deci Apostolul Pavel nu vestea orice. Predic puțin și amintesc câteva lucruri. Nu, tot planul lui Dumnezeu. Ca să fie înțeles Dumnezeu, eu am nevoie să cunosc ce a vrut El să transmită prin slujitorii Săi, ce a vrut El să transmită de-a lungul anilor. Dar unii dintre noi nu știm nici ce s-a întâmplat la dărâmarea Ierusalimului din anul 70, la o profeție simplă din Matei 24. Și mă gândesc cum și pe timpul lui Iisus, Iisus le spunea, trebuie să se întâmple asta. Se predica bine din partea lui Iisus. Trebuie să se întâmple asta. Va fi asta. Voi fi tăcădui de pătrâni. Și ei nu înțelegeau. Ba mai mult, Biblia ne spune în Luca 24, după atâtea predici cu Iisus, după atâtea seminarii cu Iisus, după atâtea prezentări din partea lui Iisus, ei n-au înțeles nimic. Luca 24, inclusiv după ce Iisus a înviat și a făcut o minune atât de mare, ei n-au înțeles. Luca 24, versetul 21. Luca 24, versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. El va elibera. El este cel care ne va lua de sub jugul roman. Și inclusiv după ce Iisus stă de vorbă cu ei, ei în continuare nu știau exact ce să creadă. Fapte 1 cu versetul 6. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6, și ne vom apropia de o concluzie. Fapte capitolul 1, citim versetul 6. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Din nou, parcă n-au înțeles nimic. Iisus le spunea ceva, parcă pentru ei era străin. Și dragii mei, la fel putem să fim și noi. Parcă ni se prezintă că adevărul lui Dumnezeu trebuie înțeles într-un mod,
Prin faptul că nunta mielului reprezintă Hristos cumpărăția, prin care Dumnezeu vrea să aibă invitați demn de nuntă. Vrea să aibă invitați cu nu orice fel de haină, nu o haină pătată, nu o haină murdară, ci o haină a caracterului prin care se va putea intra la nuntă. Vrea să se demonstreze inclusiv în acest eveniment al nunții o viață neprihănită în Hristos, Domnul nostru. Și asta s-a ajuns să se înțeleagă corect atunci ceea ce ei au crezut, că din 1844 Hristos n-a mai fost în Sfânta. N-a mai fost în Sfânta, ci de atunci Hristos a mers în Sfânta Sfintelor. Și vreau să mai prezint un citat, ultimul din această seară, ca să înțelegem puțin ceea ce Dumnezeu a făcut în 1844 și de ce deseori suntem acuzați ca niște mincinoși și cum putem să stăm în fața acestor lucruri care ni se aduc împotrivă. În Scrieri Timpurii, pagina 254, Ellen White spune următorul lucru. Când lucrarea lui Iisus din Sfânta a luat sfârșit și El a trecut în locul preasfânt și a stat înaintea chivotului care conținea legea lui Dumnezeu, Domnul a trimis un alt înger puternic cu un al treilea mesaj pentru lume. Un sul de pergament a fost pus în mâna îngerului și când acesta a coborât către pământ în putere și măreție, a vestit o înfricoșătoare avertizare cu cea mai îngrozitoare amenințare adusă vreodată omului. Scopul urmărit de această solie era de a-i pune în gardă pe copiii lui Dumnezeu, arătându-le ceasul ispitei și suferinței care se află înaintea lor. Îngerul a spus, ei vor fi duși în luptă directă cu fiara și icoana ei. Singura lor speranță de a dobândi viața veșnică este aceea de a rămâne neclintiți. Deși le sunt în joc viețile, ei trebuie să se prindă cu putere de adevăr. Cel de-al treilea înger își încheie mesajul în felul acesta. Aici este răbdarea sfinților. Când a repetat aceste cuvinte, el a arătat către sanctuarul ceresc. Mintea celor care îmbrățișează această solie este îndreptată către Sfânta Sfintelor, unde Iisus stă înaintea chivotului, făcând o ultimă mijlocire pentru toți aceia pentru care mila încă zăbovește și pentru cei care au încălcat legea lui Dumnezeu din neștiință. Dragii mei, este o lucrare mare. Este o lucrare mare. Din 1844, 22 octombrie, noi ca și popor avem o lumină deosebită cu care nu ne putem juca. Pentru că dacă spunem că nu mai avem sanctuar, spunem că nu mai avem ispășire, nu mai există aceste lucruri, spunem că Dumnezeu nu mai are un popor advent. Dacă ai luat sanctuarul, nu mai ai nicio mișcare adventă. Este ca și cum ai lua o temelie la o casă. Sigur se va prăbuși. Și la fel suntem și noi. Și Biblia spune că dacă temeliile sunt distruse, ce ar mai putea face cel neprihănit? Ce ar mai putea face cel neprihănit? Și aș dori ca în această seară să medităm că Dumnezeu are un plan cu noi. Are un plan cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu este acela care ne poate da și voința și înfăptuirea ca să studiem, să ne punem la lucru mintea de acum încolo și să înțelegem de ce sunt adventiți de ziua șaptea, ce s-a întâmplat în vechime, de ce astăzi mă numesc adventist și de ce într-un registru port numele de adventist de ziua șaptea. Este foarte important, pentru că noi nu vrem să ne credem într-un om sau în cineva care ne spune fii adventist ca așa trebuie să fii, ci în cuvântul lui Dumnezeu, care ne prezintă adevărul așa cum este El. Și în această seară am dorit să prezint de ce nunta și Daniel 8 cu 14, curățirea sanctuarului, au fost înțelese greșite și cum Dumnezeu a putut să le arate cum trebuie de fapt înțelese și astfel să poată merge mai departe cu o și mai mare solie. De ce? Ultimul pasaj din această seară se găsește în Apocalipsa, capitolul 10, și cu asta chiar încheiem. Îmi pare rău pentru somnul unora și pentru că este târziu, dar sunt convins că Dumnezeu ne va da un somn binecuvântat dacă vom mai sta puțin și vom analiza două lucruri, două aspecte. Da? Apocalipsa 10, de la versetul 10, nu se explică atât în detaliu acest verset și aceste versete, dar vreau să luăm aminte la câteva lucruri. Am luat cărticica
din mâna îngerului și a mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mirea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Și fiți atenți, versetul 10 ne spune că a luat o cărticică din mâna îngerului. Pentru cine dorește să studieze, neapărat acasă, în versetul 1, toate caracteristicile acestui înger se reflectă în viața lui Isus. De exemplu, curcubeul, da, care este arătat în Ezechiel capitolul 1, da, ne mai spune că era învăluit într-un nor. În Faptele Apostolilor, Isus se suie la cer învăluit într-un nor. Și el, iată, el vine pe nori. Acest înger în Apocalipsa este termenul angelos sau trimisul lui Dumnezeu, îngerul care era și în vechime, care venea și era scris îngerul cu mare în Biblia Cornilescu. Dar spune că am luat cărticica din mâna îngerului, niște persoane sunt reflectate aici, și am mâncat-o în Ezechiel 3, de la versetul 3, dacă se poate afișa. Acolo se arată că a mânca înseamnă, de fapt, a studia. A studia. O cărticică, o cărticică mai micuță, adică nu are multe capitole. Cărticica care a fost studiată de oamenii lui Dumnezeu a fost chiar cartea lui Daniel. Cartea lui Daniel a fost studiată, a fost mâncată, analizată într-un mod, aș putea spune, foarte intens. Și după ce a fost studiată, în gura mea a fost dulce ca mierea. Vine Iisus. 1844, vine Iisus, sigur asta este profeția. Dar după ce am studiat-o și automat după ce s-a prezentat, după ce a fost studiată, a fost prezentată, s-a întâmplat ceva. Am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Deci în momentul în care mâncarea a ajuns aici, nu mi-a făcut bine stomacului meu. Știți, și astăzi putem să mâncăm multe lucruri bune la nivelul papilelor gustative, dar în momentul în care trec 2 ore, este vai și amar cu stomacul nostru. Ei bine, de data aceasta, la fel, puțină neînțelegerea profeției a condus ca să fie o mare dezamăgire, o mare amărăciune. Însă, astăzi, după ce avem o privire clară a adevărului, după ce înțelegem așa cum dorește Dumnezeu, ultimul verset, Apocalipsa 10, versetul 11, uitați ce ne spune Sfânta Scriptură, după ce se întâmplă această mare dezamăgire. Apoi mi-a zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, gloate, neamuri și limbi și împărați. Vă dați seama? Trebuie să prorocești din nou. Tu ai din nou de prezentat o solie. Eu v-am încercat să văd cine mi este credincios cu adevărat. Dar după ce voi prezenta adevărul din nou, clar înainte ochilor voștri, voi trebuie să prezentați din nou. Dar întrebarea care se ridică în această seară este ce să prezentăm din nou? Ce solie să prezentăm din nou? Și asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine, în acest sabat, vom vedea ce trebuie să prezentăm din nou. Am înțeles că Dumnezeu a condus și am înțeles că Dumnezeu a permis. Dar ce trebuie să prezentăm din nou? Bunul Dumnezeu să ne ajute să știm ce credem și Bunul Dumnezeu să ne ajute să putem să fim cu totul predați ai Lui. Amin.